Tensiunile și reproșurile au lăsat rânii adânci în trioul Petrică, Ela, doamna Ioana. Dar campania pentru marea finală ar putea stinge toate conflictele. Hai, ai un pic. Iubi, mă cheamă mama să vorbim. Să lăsăm pe aia să-mi facă reclamă. Da. Ce zic, că nu votați? Nu votați, că nu merită. Hai, până acolo și după aia merg. Să nu ce... Da. Nu, no, hai dați, Miri. Ela și Petrică își dădeau repede seama despre ce e vorba. Doamna Ioana avea nevoie de lămuriri în privința campaniei și a mesajelor. Cum faci acasă? Vedeți, prea chinuită, nu stăți? Lumea se uită la televizor cum te uiți și tu. Nu te cunoște nimeni, nu te știe nimeni. Toată țara se uită la emisiunea asta, înțelegi? Noi trebuie să trimitem un mesaj acum că se apropie finala și premiul care e 40.000 de euro. Și noi trebuie să le spunem la oameni de ce să ne aleagă pe noi. Cum vii ideea voastră de când ați venit aici până... Ești alături de noi acum? O, nu. Dacă susții pe altul, poate îți place, nu știu. Amu, cum crezi tu? Cum te lasă inima? Nu, voi să se neamnă bota pe alții. Da? No, hai să ne dai un brățișare. Dacă nu fii bun, apoi așa vă bat la o lună, la două. Nu, da. Care îți merita? Dacă om, merită om. El la bătaie, dacă merită Petrică? Care cum? Să zic. Promitem că să fim buni. Și vreau să vă cer și iertare. Da? Mă iertați? Nu mai zi așa țăgosă. Nu mai sunt. Dar trebuie să mă înțelegi și mă că am avut momente când mi-a fost greu. Dar mie și nu mi-a fost. Și credeți-mă că e pe mâini bun și că îl iubesc foarte mult. Iubesc în mine. Trebuie să văd. Mă să nu-l pe comand. Atâta, să aibă drepturi. M-am văzut și dimineață. Și el mai este câteodată răutăcios și știu și eu părțile astea rele. Îmi pare rău. Am muncă dacă am dus eu. Îmi pare rău că am avut și eu momente de slăbiciune. Am avut și ea, când... îți dai seama, nu am mai nici pe noi nu e o cinste. Și vă mulțumim în suflet că l-am supărat. Nu, lasă, nu mai, nu le mai... Le uităm pe tate că o strecuție tate. O să vedeți afară și o să vă demonstrez. Iubesc foarte mult. Și nu sunt răutăcioasă. Și nu-l comand, pentru că eu mi-am luat un bărbat, nu mi-am luat o jucărie. Eu, nu te pe cred, așa că zic din gură, numai. O să vă demonstrez. Lasă fapte, lasă să te convingi. Exact. Chiar dacă nu mă credeți, măcar iertare, să pot să încerc și să-mi acceptați măcar asta. Nu mă te iertate, n-am ce face, dacă voi vreți să faceți pasul ăsta aici, da, îl faceți. Și... Îl facem pentru că ne iubim. Și îl facem pe viață. Îl faceți pentru altceva. No, gata, dacă mai văzut atâtea. Mă iertați și sunteți mai îngăduitoare cu mine? Nu, dacă îmi dați șansă. Eu îți dau șansă, dacă îmi chevă că ești mai aprigătoare ca el, să știi că îți trag atenția. Chiar vă rog să-mi atrageți atenția, că poate uneori am nevoie să mă trageți puțin de mânecă când greșesc. Îți spun, da, uita, să fiu mai bun și mai greșit eu mine, pentru că a iertai de Dumnezeu, știi. Și vrând nevrând ne avem una pe alta, că asta e soarta. Am mai rezist o săptămână. Loc de iertare este întotdeauna. Așa se face că securea războiului părea îngropată, însă pacea nu acoperea rănile pentru toată lumea. Ela simțea să mai spună ceva. Mamă, stai puțin. Mă ascultați un pic? Ce? Să știți că îl iubesc mult de tot. Lăsând tot la o parte. Lăsând orice impresie aveți dumneavoastră. Eu îi vine, măi, tu trebuie să am dat, deci că îl iubești. Am mâncat, sunteți. Și asta îmi doresc. Aici îmi doresc să fiu lângă el. Să simți mieri. Păi și credeți că aș fi făcut asta doar că sunt aici? Așa cum sunt, acceptați-mă, să vedeți. Erau comentariile că astea, treceam bun. Cu vigere. Dar de ce dați credit? Nu ești fața lui. De ce nu vă gândiți un pic că nu sunt adevărate? Eu a doua zi ies afară și mă trebuie să spun om pentru care nu a simțit nimic. Că eu mă duce și eu îi spun, fără supărare, nu, nu are ce să supără. Dacă așa pot scris comentarii... Eu nu pot să port dușmanie. Nu se mi-a crede, nu? Mă căsătoresc cu el. Urmează să-mi fie alături o viață întreagă. Eu ce fac? A doua zi mă trezesc. Doamne, ce-am făcut? După ce te-am ies cu străini, trebuia mai lăsa și celălalt și celălalt. Ca da, să dar fie noi mine. Nu mai suntem străini. Să-l ieși tu un pic și eu un pic. Și crezi că eu sunt omul care nu lasă? Da, pite, mă, prefer să las capul jos. Mai abțăgos. Eu trebuie să fac primul pas și eu trebuie să... Să-mi cer iertare și eu trebuie să las capul jos, că sunt un copil și recunosc asta, că asta ține de mine. Așa la inimă, eu. Așa am spus și eu, am pus la suflet cuvintele dumneavoastră, că nu e albă, că e pitică, că e nu știu cum, că face. Pe mine nu m-au durut chestiile astea. Atâta durut, timp. Nu, eu așa am vrut. Haideți să ne bucurăm. Când am văzut caracterul ăsta că ești mai apțăgosă, pentru momentele astea. Iar m-a deranjat. Comentariile iar m-a deranjat. El a fost deosebit față de tine. Nu că-l laud și dau altfel eu.
E clar că părerile celor două diferă și nici apariția lui Petrică nu reușea să încline balanța spre liniștea și pacea cea adevărată. Cuplul lui Petrică, de că așa eu nu-și acceptăm. Nici el nu este perfect. Și el are defecte. Nu ține de comentarii lucrul ăsta. Nu ține de comentarii. Eu nu am avut o relație să stai așa ca cum ai stat tu cu celălalt. A avut și el. Credeți-mă că a avut. Asta bag mâna în vânt. Păi nici eu nu am locuit cu niciun bărbat. O să-i demonstrez în primul rând lui și apoi dumneavoastră. Iubi, de ce încep? Cam trebuie să dăm un mesaj. Că eu am început. Iată tot zine după mine. No, bun, merge și pe bază. Am trebuie să dăm un mesaj foarte important, care așteaptă toată lumea. Ăsta marchează tot. Să nu mai ceartă, gata. Vrei să simți supărați acolo? Nu mai fie ceartă și eu să-mi să știa de după inima ta. Să vă iubiți mereu, că de nu vă iubiți de rău. Să vă iubiți de bine. E treaba noastră. Hai, iubi, să vorbim aici un pic noi doi. Eu zic să dăm noi doi mesaj. Iubi, ascultă, te rog frumos să mă asculti. Suntem noi doi. Noi plecăm la drum, noi facem o familie, o să fim noi doi de acum. Nu putem să fim doar noi, o luăm și pe mama ta cu noi? Sincer, nu vreau să se interpreteze afară. Ce se interpretează? Hai, hai că să vedem ce fac, ce spun ei. Hai că n-am avut timp să mă pregătesc. Ce zicem? Eu sunt cu tare. Cum am plecat, cu ce idee am plecat. Da, apucă-te tu să povestești că ai plecat din Maramure și stai o oră. A venit și rândul cuplului Ela Petrică să stea demn în fața susținătorilor alături de doamna Ioana pentru strângerea de voturi. Aveți în fața voastră viitoare familie Nemes. Mama lui Petrică. Da, mama, ea eu sărat. Sunt aici care l-am susținut și nu m-am gândit niciodată. Am plecat. Că mă însura. Deci n-am plecat cu planul că mă însura. Hai să vedem cum a fi experiența, dacă ce a fi, cum a fi. Vreau să recunosc că fără ajutorul lui mama n-ajungeam aici. Și fără binecuvântarea părintelui, pentru că foarte mult m-am rugat să-mi dea Dumnezeu o fată așa după sufletul meu, după inima mea. Dumnezeu mi-a arătat calea și m-a dus aici să mă întâlnesc cu minunea asta de fată, de care m-am îndrăgostit foarte mult și vreau să o las și pe ea să spună câteva cuvinte despre iar ea. Iar eu am intrat temătoare, dar cu inima plină de speranță că îmi voi găsi alesul inimii. Am avut parte de cele mai frumoase momente. Mi-am găsit sufletul pereche, iar pentru mine asta e tot ce contează. Nu mă gândeam, prin acest om special, mie Dumnezeu mi-a dat cel mai frumos răspuns la toate întrebările mele. Pentru că așa ne-a fost scris, noi credem foarte tare în asta, să ne întâlnim aici și să ne trăim dragostea aici, în fața dumneavoastră. Pe noi ne-a legat foarte tare experiența asta și simțim că am trăit aici și astea 4 luni cât n-am alții în ani de zile. Ani de zile, exact. Așa este în viață. Când treci prin încercări, când treci prin greutăți, atunci te apropii de Dumnezeu, atunci te apropii de omul de lângă tine. Am încercat să luptăm pentru dragostea noastră. Exact, am luptat și o vom face în continuare. Și pentru că și afară ne vor aștepta greutăți și încercări. Și încercări. Nu va fi totul frumos. Să vă spun și eu ceva, că am venit aici să-l susțin pe Petrică. Nu m-am gândit că s-a însura. Nici acum nu-mi vine a crede. Da, uite, că sunt aici lângă se conformează cu ideea și s-a trecut peste toate obstacolele și certurile. Le-am lăsat deoparte și mergem înainte. Se pare că viața ne-a surprins pe toți trei și toate dorințele noastre, cel puțin ale mele și ale lui, au devenit realitate. Au devenit realitate. Dacă credeți în iubirea noastră, și considerați că iubirea noastră este una sinceră și că ne iubim din tot sufletul, așteptăm să ne fiți alături și în marea finală. Și ce să dragostea zic, Doamne ajută tuturor, dragostea totdeauna învinge, să știți, dragostea sinceră și care e din suflet și din inimă. Pentru noi a fost cel mai frumos dar de la Dumnezeu faptul că ne-am întâlnit aici. Te iubesc. Vă mulțumim din suflet pentru tot. Vă mulțumim tuturor. Doamne ajută la toată lumea. Însă Ela și Petrică nu au susținător doar în persoana doamnei Ioana, așa că grupul suferea o mică modificare, de fapt cam mare.
cu Sebastian m-am înțeles bine dintotdeauna, cu Adelina am mai avut mici conflicte, însă de această dată ne-am unit pentru a-i susține pe Petrică și Ela, pentru că da, merită exact. Din... Le mulțumim frumos. Chiar din, din inimă, susținerea noastră și tot dragul și cu tot sufletul. Da, vreau să zic că niciodată nu am încercat să... Cum să zic, tocmai să... de asta nici nu am avut apropieri prea mari, de teamă să nu se interpreteze, de teamă că lumea va spune că ne dorim susținătorii exact. Lor sau alte lucruri. Exact. Eu personal îi susțin. Alegerea le aparține. Exact. Eu personal îi susțin pentru că încă de la început mi s-au părut foarte sinceri și consider că sunt compatibili, să iubesc foarte mult. Nu că ceilalți nu s-ar iubi, însă eu consider că ei se iubesc cel mai mult și tocmai de asta am ales să-i susțin. Îmi doresc ca ei să câștige. Acum depinde și de voi ceea ce alegeți. Le mulțumim. Vă mulțumim și... din suflet și toate dragilor, cele bune. Cred în iubirea lor, e sinceră și îmi doresc din tot sufletul să ajungă în marea finală și să ajungă învingători, deoarece au un viitor frumos împreună și noi merită tot ce e mai bun. Oricum suntem învingători pentru că ne-am câștigat unul pe altul. Asta e cel mai important. Aveți Doamne toată susținerea tuturor. Noastră în perioada asta și sunteți cei mai frumoși. Mare drag. După aceste mulțumiri și îmbrățișări, nici nu mai rămâneau multe de zis. Cu toate astea, mai exista un lucru care îi stârnea Alinei curiozitatea. Iubi, are o întrebare pentru noi. Am întrebat. Ce anume? Că a zis că n-a zis și am zis, păi ce faceți? Ce v-ați gândit să faceți cu premiul? Nu știu, noi, adică, în principal, cred că ar fi ne-ar ajuta pentru o casă. Noi la asta ne-am gândit. Pentru asta... Ori să începem ceva cât de cât un pic afacere, ceva. Uite, din punctul meu de vedere, ceva, nu? Dacă am avea banii ăștia și noi să stăm cu chirie, nu m-aș apuca de afacere exact. Și să stau în chirie. Să avem un listaj și o mică parte din ei să putem investi în ceva ca să putem... Și unde v-ați lua acasă? Asta vorbim de... În Baia Mare, cred. Știi cum e treaba? Păi nici în călăraș că... nu o să-l pun să... Știi care-i treaba? Dar nici unde stă el acum, nu, acolo, știi? Nu, eu nu vreau. Adică plecăm de la zero acum, îmi fac familie și vreau să simt noi liniștiți. Nu neapărat că n-aș vrea să mă ajut părinții sau ceva, dar mă și gândesc cum ar fi, știi? Da. Și zic că deocamdată... Păi și de la Baia Mare până la tine acasă cât faci? Păi 50 de kilometri. Doamna Ioana, tocmai ați aflat că nu se vor muta la Călăraș. Da, da. Sunteți mai liniștită? Da. E bine Baia Mare? E bine. Da, ce-am văzut acolo? Un cor de susținători? Da, au fost alături de noi și le mulțumim pentru asta. Însă noi, ei au vrut să facă asta pentru noi, nu am niciodată pus pe nimeni să facă asta. Nu se interpreteze. Eu am crezut acolo. Întotdeauna în asta iubirea simțit. Lor. Cu mare drag, chiar merită. Chiar simțim din tot sufletul. Noastră. Da.